Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou video. După cum se vede, suntem în mașină, ne pregătim de drum pentru că astăzi mergem la o plimbare mai lungă, ca să zic așa, o mică excursie până la Galați. Am eu ceva treabă și cu ocazia asta am zis că o să mergem ori la grădina botanică, ori la grădina zoologică și prin mall și chestii de genul ăsta. Sunt aici cu Nicolas, după cum se vede, care nu se vede, care din nou are moți. Nicolas, ce faci? E jumate fetiță cu moțul ăla, dar ca să nu-i mai vină bretonul în ochi. O avem și pe Sabina în spate și trebuie să mergem să mai luăm încă două persoane, adică încă o mămică cu o fetiță, o vecină, o prietenă de-a lui Nicolas, puțin mai mare, care are vreo 4-5 anișori. Și pornim la drum. Afară e foarte, foarte frumos, foarte cald, e 9 dimineața, programul meteo, nu? Bun, așa că dați un pumn butonul de like, să adunăm cât mai multe like-uri și să vedem ce ne rezervă ziua de astăzi. Zâmbește! Hai, zâmbește! Am tras de ambele. Am ajuns, după cum se vede, am făcut o scurtă plimbare prin grădina publică pe aici și acum ne gândim să mergem spre zoo, să facem acolo o vizită, pentru că e foarte, foarte cald și frumos afară. Și din păcate eu am venit aici cu o treabă, dar treaba nu am rezolvat-o pentru că a fost închis. Au închis vinerea, ca să zic așa. Și în fine, nu contează, măcar o să ne plimbăm și o să ne distrăm mai mult. Salut! 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 Ce faci? O să apară în vlog? Vrei să apară în vlog? Da. Nu știu. O să apară în vlog. Salut! Salut! Ce faceți? Bine! Ai canal la YouTube? Poftim? Bogdan Riscu! Nu știu, am sau n-am? Da, ai Bogdan Riscu! Și am ajuns și la grădina zoologică, la pădurea Gârboavele aici. Momentan luăm o pauză, adică Nicolas ia o pauză de păpică. Și după care intrăm. Și atât de plăcut aerul ăsta aici. Deci e a doua oară când vizităm grădina asta zoologică. Am mai vizitat-o, adică o să o vizităm acum. Când am fost anul trecut, cred că acum aproape un an. Avea Nicolas o lună de zile, cred. Avea Nicolas o lună. Și acum are aproape 10. Mâine face mâine face 10 luni, băi, chiar că mâine Nicolas face 10 luni. Adică în momentul în care voi o să vedeți video, Nicolas are deja 10 luni, așa că scrieți în comentarii la mulți ani Nicolas, cât mai multe comentarii cu la mulți ani Nicolas, pentru că are 10 lunițe. 10 lunițe. Așa că gata, papa, nu? Bun, hai să mergem. Intrăm la grădina zoo. Ia uite, încă e ruptă bucata aia acolo, știi că am trecut, parcă era crăpată. Și acum tot ruptă e. Și am intrat. Acum să vedem dacă au ceva mai multe animale față de anul. Am trecut, nu aveam deloc mai multe, am să deloc și sperăm să fie adus. Avem acolo și o lebădă neagră, o cioară, e combinată cu o cioară, cred că. Și aici sunt astea albe normale. Sunt foarte frumoase. Sunt frumoase, Ana, nu? Da. Îți plac? Hai. Vrei și o lebădă, o faci în grătar? Vrea, zici că da, sigur că da. Face îngrătar de lebădă. Nu, nu face îngrătar de lebădă. Ia uzi. Se aud lei, ne cheamă. Acum venim. Ai, găini, cocoși, mai frumoasele mele. Deci ia uitați-vă, vă prezentăm la zoo o găini. Și porușor de Guinea.
Am avut porcșor de Guinea. Da, găsiți în pet shop-uri sau la zoo, dacă vreți, bineînțeles. Dar erau mai mulți, anul trecut erau vreo 30-40. Mai sunt doar 4, uite. Anul trecut erau foarte mulți. Și porumbei, uite aici, porumbei, pasiunea mea. Acum ajunge la porumbei, mulți. Unde Sabina a plecat încolo? Prima dată simți mirosul, mamă, dar ce pute... Fai, mamă. Uite-l. Tigri. Tigrișorul. Bă, dar vezi ce miroase? Deși e curat, uite, e curățenie făcută, da? Miroase tare. Deci, îți mută nasul din loc, frate. Fai, vine. De exact așa, în dreptul geamului, miroase tare. Data trecută am întrebat de ce sunt înăuntru vreo 2-3 și afară sunt alții. Pentru că țarcurile sunt foarte mari totuși. O zis că ține curândul o parte sau înăuntru, după îi dă afară ca să nu se bată ceva de genul. Bine, că au țarcuri foarte multe și foarte mari, pentru că după cum, dacă ați văzut și voi vlogul de acum vreo 10-9 luni de la zoo de aici, v-am spus că grădina zoologică e în mijlocul unei păduri foarte mari, la pădurea Gârboave de aici, de pe lângă Galați. Și zona asta e foarte mare, nu știu, e închisă pe câteva hectare. E destul de mișto făcută și renovată. Doar că sper să aibă mai multe animale, pentru că văd, uite și leoaica, uite leoaica acolo. Da. Am văzut. Dar păcat, uite, n-au apă în bazinul ăla, n-are apă. Pentru că tigri, mamă, tigri adoră apa. Bine că în partea cealaltă mai era o piscină. Uite-l pe ăsta aproape. Uite-l aproape. Uite-l pe ăsta aproape. Uite-l aproape aici. Exact lângă gard. Uite-l aici, stai. Hai sus la el. Hei, vino aici. Hei. Ia uite-l, îl vezi? Anul trecut era un pui aici. Adică, cred că e ăsta puiul. Ia uite, frumos. Are gardă electric, vezi? Se văd acolo. Astea, firele astea, dacă se observă, au curent electric. Pentru că el, deși gardul ăsta are 4, 5, 6 metri, el poate să sară lejer gardul ăsta. Face salturi de până la 8 metri, am impresia. Foarte mare. Uite încă unul aici. Oh, uite el. The king is here! E cam mic, nu-i cam frumos. Adică e frumos el așa pare, dar... Nu-i pui. După coamă se vede că nu-i pui. E mare. Care coamă mare. Bine că tigrul e și mai mare. Aia e leoaica. Da. Dar stau aici la umbră că e cald. Da. Ce fa băi? Domnul. Hei. Nu zice nimic. O rămas așa încremenit. Săraci. Da. Ce faci, mă? E chiar foarte plăcut să vezi așa niște animale sălbatice, niște animale mari, periculoase, aproape de ochii tăi, să le vezi așa la 2 metri. Doar că în același timp e și păcat, pentru că ele normal ar trebui să stea în natură și să nu fie închise niște țarcuri de... Deși țarcurile să sunt destul de mari, lor le trebuie hectare, zeci de hectare. Să fie așa într-o rezervație, cum ar fi în străinătate, acolo da. N-am ce zice, acolo e super mișto, au pădurea la discreție, rezervație naturală. Deși, na, nu avem ce face. Uneori e și un mod educativ ca să învățăm copiii despre animale, dar nici educativ nu ar fi ca să le vezi închise, să spunem așa. A, ratun! Ia uite-l! Vezi, vezi să nu pui mâna pe asta ca să nu te muști. Dar ăștia zgârii, sunt șmecheri ratonii. Ce fac voi, fraierii? Salut! Ce fac voi? Da, uite. A avut dreptate fata când am când eu am zis că e mai mult. Nu mă mira tu. Dă mânuța cu aici. Dă mânuța. Păi te atingi, dar vezi că poate să te și zgârie. Vezi? Care fac? Dă mâna. Ăștia sunt foarte șmecheri. Vrea să dea noroc. Dă noroc. Dă noroc. Dă noroc, vrea să dea noroc. Nu știu, unul cred că e. Mai e? E spereche. Păratule, nu pot să pun focus pe el, că bate pe gratii focusul. Băi, nu pot să pun focus pe el de aproape. Băi, ce faci? Supărici? Uite așa. Hello. Doarme. E supărat, are spațiu prea puțin. Ce este? Ce fac, bă, te speli? Ce? Asta e o vidră. Vidră românească, da. O vidră. Stai bătrân ăsta. Stai bătrân? Da. Sunt mai mulți. Ia uite. Un fel de șobolan gigantic, Ana. Un fel de șobolan, ia uite. Face baie acum aici și se spală. Da. Uite, se întors cu spatele. Torci-te, mă, moacă. Își face siesta.
Bă! Sunt mulți? Sunt mulți sau nu sunt mulți, Ana? Sunt patru! Trezirea! Trezirea, băi! Alo! Ai vizitatori! Vor să te vadă copiii! Hei! Încă unul acolo care îmbrățișează copacul. Uite, doi acolo, de fapt, da, mai sunt încă doi acolo, patru. Da, uite-te, Bogdan, cum stă ăla pe pom. Da, îl îmbrățișează pomul ăla. Ai treabă. Ia fii atent cum trebuie. Bă, da, ce aș face și eu baie acum în piscina aia. Mamă. Mor, mor, așa trezești tu ursul, mă? Mor, mor. Ia zi tu, tati. Ce fac ăștia aici? Care-i treaba, băi? Ia zi, șmechere. Ia zi, domnul dințos, că avem un dințos, nu? Băi, tu nu vrei să zâmbești? Zâmbește cu dintele ăla. La cracigoi. E vară, e cald, frumos, da? Hai, Ana, facem o baie. Nu, nu vrei? Hai că e cald apa. E frumos. Dar fiecare doarme acolo în locul lui. Ei, fac baie, normal. Uite, stai pe asta, e cât tine. Vezi? Masă și scaune eco. Aici, eco. Astea-s mișto. Hai, Ana, stai acolo, nu capi? Nu în picioare, stai jos. Păi ce faci? Păi ăla e scaun. Ăsta ar trebui să fie speteaza, uite, vezi? Hai că-ți arăt eu cum se stă. Uite așa. Se stă. Punem camera frumos. Și ne așezăm așa ca un boss, nu? Ba nu. Luăm o pauză. Că mă doare piciorul, mă doare genunchiul, nu știu de ce. Cred că mi s-a încălcit o venă de ieri. Și mă doare cam tare și merg cam șchiop. Puțin cam un șchiop, așa merg. Din nou, mai fă o dată ce ai făcut. Hai. Karate Kid. Soc. Am găsit niște soc și vrem să furăm în ghilimele, să luăm și noi niște flori de soc, să facem niște socată. Pentru cei care nu știu, socată e un fel de suc, adică e suc natural. Natural, 100%, cum se face? 10 flori dintre astea? Un litru de apă? Un litru de apă sau 2 litri de apă? Sau, nu, la 10 flori, 5 litri de apă. Și un kil de zahăr sau ceva de genul. Nu mai știm, căută rețeta. Telefonul îmi da spate. Nu vrea să-mi fure telefonul. Fur, îl fur. Da. Așa, bun, deci, și acum ce să stuim cu pasul? Tu. Eu? Da, eu. Dar nu trebuie să mă suite, doar fac atâta. Fac așa și acum culege creieni. Culege. Culege florile. Avem și de 5 litri. Gata. Am luat niște soc. E foarte bun și pentru ceai. Îl puneți la uscat și da, faceți ceai din el. Foarte bun. Dar noi vrem să facem socată. Da, e foarte bun. Deci se pune zahăr, lămâie, apă și floarea de soc. Și este un suc natural foarte bun. Un fel de limonadă. Iar dacă îl lași prea mult, fermentează și se transformă în vin. Adică te poți să faci și alcool din el. Hai la soc! Hai la soc! Vindem soc, mergem ca... Un leu floarea! Pe piață, nu? Mergem cu el la vânzare. Un leu floarea! Gata! Zile papa la urși! Avem limonadă! Da, zile pe rusă! Știi să zici papa pe rusă? Zile pe rusă, că tu ești rusoaică! Da! Păi zile pe rusă, rusoaico! Asta mică e rusoaică! E rusoaică care nu prea... Dați vidania! Papa! Așa! Unde e pisica? Ia uite hoțul! Hoțul! Hoțu! Hoțu! L-am prins la furat! Hoțu, bă! Ăștia-s plecați? Ăștia s-au dus la plajă acolo, la pădure și ăștia au venit mâța. Deci hoțu, fură hoțu, deci fiți atenți acolo, uitați-vă! Chiar pe urși, hoțile! Te dau acolo să prins hoțu, Ana. Ia uite, dar cu ce tupeu mă mănâncă, deci... A, uite, le-au dat carne acolo și ăsta mănâncă tot mâța. Gata, gata, hai, lasă-i. Ia uite ce coios e, frate. Deci ia uite ce ou mare am. Nu ți-am zis, mă, parcă n-a părea. Bă, deci ce ou mare am, a plecat. Nu știu. Ia uite cum vin. Se duc după ea. Le dăm mâncare acum. Ia uite. Astea sunt normale, ca noastre, să două. Dar nu știu ce rasă. Dar uite ce coios e la mare, frate. E diferit. Ce rasă sunt astea? Scrie acolo. Ia uite, Bogdan. A, de-abia s-a dus. Bogdan. Da. Ce faci?
Oh, parkour, ai sărit peste șanț, bravo. Oaia rațcă, mă. Rațca. O visarie, de unde să stea oare? Frumos, avem păuni aici. A, uite fazan, tu știi da. Ce ciupoște astea. Lasă că în câteva zile mi-e și mie fazan de la ou. Doar că ăsta e fazanul diamant sau nu știu care e. Fazan auriu e ăsta. Dă-te de-n cadru. Ăsta e fazan auriu. A, uite-l mă pe ăsta frumos aici. Dar ce fazan frumos. Ia uite ce arată curul. Băi, nu te întoarce cu fundul. Da, ne luăm și noi o pereche de păuni și una de fazan, de fapt fazan o să avem. Uite acolo păunițe. Uite și păuni albi. Ai noștri? Ce? Nu, ăsta e fazan auriu. Aia noștri care o să fie, e fazan comun. Iau. Fii atent, dacă nu-l ating pe ăsta. Ia-te-l mă, ăsta stă. Au, mă ciupi. Fii atent, mă ciupt. M-a ciupt din dege, fraierul. Ia uite, tremure. E pe vibrație acum. Îmi place asta. Asta nici nu zice nimic, ce vrei mă, pleacă de aici, lasă-mă în pace. Băi, o sărit în sus. Se bate cu mine. Vreau cum face că e ochi. Lasă-mă că te ciupi. Ea filmează de sus de aici, filmează-mă tot de sus. Filmează de sus. Filmează, da? Mâna. Da, nu. Au! Mamă, ce mi-a dat una! Fii atent la el ce rău. Ce bani? Ai enervat. Dar așa răi sunt? Își apără gagicile. Dar care gagici? Că nu are niciun. Au! Are un gagic în spate acolo, face bani. A, da? Unde măi, Bogdan? Că n-am văzut. Bă, da, cine? Bă, ce mă mușcă, mă, nebun, mă. Deci uite cum se ține. Se ține după gard, după oameni. S-a la bătaie și apără gagica care face acolo baie în nisip. Are gagicuța acolo, în capăt. Nu lasă aici! Te joacă prinsa. Da, nu lasă aici la gard. Fuge după ea, fuge după ea. Pune mă focusul pe el. Așa, uite. Un melc, nu? Ăsta e periculos, ăsta mușcă. Încă unul unde? A, încă unul. Da. Dar ăsta mușcă, deci ăsta e foarte fiorosană, da, știi? Deci ăsta, dacă faci o dată așa... Ia, mănâncă-l. Mănâncă-l. Ce-i scârboș, măi? Hai, ia și mănâncă-l. Ia și-l mănâncă, ți-l bagă în pantaloni. Ți-l bagă în pantaloni. Fuge de un melc. Ui, ce căcățoi a tras. Deci fii atent. Stai așa. Deci fii atent câta căcățoi a tras. Nu se vede bine. Mamă, vezi? De asta fugeai tu. Care căcățoi ăsta mare? Deci ia uitați-vă. Bă, frate, câta căcățoi are după el. Deci mare. Gata, hai, du-te la familia ta. Bă, nesimțitule. O, te-au scos cărnatul la înaintare. A scos cărnați în înaintare. Ia uite, și alalt. Dar și ăsta toți sunt băieți. Sunt numai băieți aici. Dar fetele unde sunt, mă, frate? Uite, cred că ai o fată acolo, una, două. Avem niște ponei pe aici, niște căluți. Cum îs? Sunt călțați? Da? Vezi, ăștia sunt frumoși. Ăștia sunt foarte frumoși. Uite, am văzut un pui mai încolo. Uite, ce breton au pe ochi. Băi, bretonaților, ăștia dați frumoși, de rasă. Ia uite ce fel mănâncă. Ce faci, mă? Parcă ar avea părul vopsit, de ce fel se vede. Super mișto, așa zici că are bretonul. Ca ăștia chiar sunt deosebiți, am mai văzut așa de obicei la evenimente, la parade. Unul dintre ei are chiar mustăți, deci aici are mustăți așa blonde, sunt foarte, foarte interesanți. Nu am văzut, adică am mai văzut, dar nu atât de aproape, decât la parade, după cum am spus, așa foarte, foarte rar, sau pe la televizor. Păi unde vrei să trec? Vreau să trec prin Baleg, trebuie să ocolesc. Da. Ce a trecut pe la capul meu? Ia-te acolo, stai aici.
Ia uite, a ieșit poneiul. A ieșit un ponei afară. Stai aici, lângă mine. A ieșit un ponei afară, lângă cai. Stai aici. Stau aici, e de-a să mai în siguranță. Ia uite, se bate poneie cu calul. Se bate poneie, stai aici, că s-ar putea să fie periculos. Vezi? Stai aici. Stai aici, stai aici. Miau. Ce va, băi, moțule? Gata? Unde e moțul? Ți-a rămas așa moțul? Bate vântul? S-au luat la bătaie, s-au luat la bătaie. N-are chef, n-are chef fetița. Ia uite asta. N-are chef, s-au luat la bătaie. Ia uitați-vă la pisicuța asta cum stă întinsă aici frumos. O, Doamne. Și doarme și focusul meu iar nu vrea să se pună, se pune pe gard și mă disperă chestia asta, nu te mai pune pe gard. Trebuie să mă dau mai aproape, așa să focusez, gata. Să scarpin. Visează, uite, în somn. Bă. Vai, ce lot super. E frumos? God. Pe cât e de frumos, pe atât e de periculos. Da, ți-e foame. Uite, roagă-l pe domnul tigru, poate îți dă o bucățică de carne. Hai, pisi, uite de la mine, pisi. Pisi, pisi, pisi. Pisi, pisi, pisi. Tigrul ăsta n-are coadă, are o bucățică de codiță. Ori s-a bătut cu alții, ori i-au tăiat, ori ceva s-a întâmplat. Pleci, gata? M-a lăsat în urmă. Gata? Gata. Distracția la zoo, vizita la zoo. Schimbăm locație, mergem puțin până în mall. La revedere, zoo! La revedere, zoo! Gata, schimbăm locație. Trebuie să fac încheiere acum, nu? Da, după cum se vede, am ajuns înapoi acasă, suntem obosiți. A fost o zi foarte, foarte frumoasă, foarte plină. Ne-am plimbat prin mall câteva ore după ce am fost la grădina zoologică și pe la grădina zoologică ne-am plimbat câteva ore bune. Și vreau să mă mai zic că prin mall cred că m-am găsit cu cel puțin 20-30 de persoane, adică au venit la mine să facem poze, să mă salute și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că mă urmăriți și că aveți curajul. Vreau să vă spun, au mai fost persoane care au spus că le e rușine, dar nu vreau să vă fie rușine dacă mă vedeți vreodată și vreți să facem o poză, să mă salutați. Veniți, pentru că nu am să refuz. Am refuzat o persoană, deci vreau să vă zic, adică nu că am refuzat-o. A venit la mine un băiat, deci eram în intersecție, undeva pe la grădina botanică. Vreau să încerc scuze că n-am făcut poză cu tine, dar nu am putut să fac poză în intersecție fiind la volan. Adică pur și simplu în fața mea era o mașină, în prima mașină din intersecție, care făcea dreapta și a coborât rapid un băiat. Deodată am rămas șocat, a venit la mine să facă poză, am deschis puțin geamul. Dar deja tatălui a văzut că vroia să pornească mașina, trebuia să iasă din intersecție, iar eram după tine, nu puteam să fac poză imediat acolo. Mi-ar fi plăcut, ar fi fost interesant, dar blocam circulația și nu s-ar fi putut, așa că oricum te salut și îmi pare rău că n-am făcut poză, poate data viitoare. A fost super tare, e prima dată când cineva din fața mea coboară din mașină, parcă zici că m-ar fi luat la bătaie, dar oricum a fost super tare și a vrut să facem o poză. Și m-am mai găsit prin mall cu foarte mulți, de toate vârstele, pe care chiar vreau să salut pe un domn, nu vreau să dau, adică sincer nici nu l-am întrebat cum îl cheamă, dar vă salut, o să știți despre cine e vorba, este vorba despre un paznic dintr-un magazin anume, cu care am vorbit mai multe și mi-a spus că mă urmărește împreună cu băiatul lui de 14 ani, și că apreciază foarte mult și că uneori lasă meciurile de fotbal pentru mine, pentru noi să ne urmărească. Asta e super, super tare. Oricum, am vorbit cu foarte mulți dintre voi, am stat la bârfe, ca să zic așa. Cred că e prima dată când stau atât de mult de vorbă cu mai multe persoane și a fost super tare experiența. Și v-am spus, dacă vă este vreodată rușine, să nu vă fie, să nu vă fie rușine. Deci puteți să veniți să mă salutați, să facem o poză oriunde aș fi, doar dacă pot, adică nici chiar în intersecție totuși. Da, și ne-am plimbat, a fost frumos, cam asta e ziua mea pe astăzi, adică după cum ați văzut și voi. Și Nicolas cred că e obosit, ne este foame, trebuie să ne pregătim să mâncăm și am să cheie acum acest vlog aici.
Vreau să vă spun să mă urmăriți pe Instagram, pentru că cel mai probabil mâine o să dăm startul unui concurs de 500.000 de abonați, așa că dacă nu mă urmărești, fă-o, bagă un follow acolo și fii pe fază la vlogul de mâine, pentru că urmează ceva super tare, adică vor urma mai multe giveaway-uri pentru... Nu vă mai spun despre ce e vorba. Urmăriți-mă și o să vedeți acolo totul pas cu pas. Dacă v-a plăcut acest video, dați un mic, mare like și abonați-vă la canalul meu. Cam atât ar fi pentru astăzi și ne vedem data viitoare cu un alt video. Adică mâine. V-am spus că mâine urmează. Numai bine!